Bă, dimineața, dragii mei, într-o zi frumoasă, adică de miercuri, de 20 iunie 2018 trecute fix, ne apropiem cu pașa pe de luna iulie, luna lui cuptiori. Așa că să ne mai încălzim și noi, poate, ceva în ultimele zile ne-am mai încălzit, ne răcorim, în schimb, pe weekend. O vreme frumoasă astăzi de dimineață, 20 de grade și la Suceava, și la Fălticeni, și la Rădăuți. Suceava și Fălticeniu vor fi zonele în care va fi soare, și șansele de precipitații sunt undeva mai spre după amiază. Și alea sunt foarte, foarte mici, undeva în jur de 30%, ceea ce înseamnă că sunt aproape inexistente. Undeva acolo pe la 5, între 5 sau, mă rog, între 17 și 20. Dacă vor fi, pentru că sunt șansele foarte mici. Rădăuți, e posibil ca ploaia să vină mai repede, mai spre amiază, așa? Dar la fel, șansele de precipitații sunt foarte, foarte mici. Se încălzește pe parcursul zilei în toate cele trei locații și de la 20 de grade, cât arată acum de dimineață, vom ajunge pe la 27, chiar 28 și undeva pe seară, pe noapte, așa undeva pe la 18-19 grade. Gura humorului, pentru că e o țintă, evident, a tuturor celor care vor să se recurească și la propriu și la figurat. La gura humorului, locurile de dimineață nu arată rău deloc, 18 grade. De dimineață se încălzește undeva până la 26-27 de grade pe parcursul zilei. La fel, șansele de precipitații pot să fie undeva în jurul la miezii, dar la fel șansele sunt undeva în jur de 30-40%, adică foarte, foarte mici. E greu de spus dacă vor fi precipitații sau nu. Spuneam că se încălzește, până atunci însă soare și la Humor și Suceava și Rădăuți și Fălticeni, să mă rog, soare peste tot în județul Suceava. Și până și la vecinii noștri lucrurile stau în regulă. La Botoșani, Maria, este chiar mai cald decât la noi. La Botoșani, de dimineață, la fel 20 de grade, dar probabil temperaturile vor urca până pe la 29 de grade, 29-30 de grade. Noaptea undeva pe la 18-20 de grade. La fel, doar soare la Botoșani, fără șanse de precipitație. Un soare decât arzător, ca să spun așa. La fel se întâmplă și în Pașcani. La fel se întâmplă la Târgul Neamț, ca să nu mai vorbim de Târgul Mișto, acolo unde ne vedem și unde suntem acasă. Deci peste tot spuneam o vreme frumoasă, soare și cu șanse mici de precipitații în unele zone submontane și cele montane undeva în jurul amiezii și pot să fie țină undeva până spre seară șansele de precipitații, pentru că sunt foarte reduse, în de jur, spuneam, de 30-40%. La munte, răcoare de dimineață, 14 grade Vatra Dornei, 16 la Câmpul Lung Moldovenesc, se mai încălzește până pe la 24-25 de grade, așa, în ambele locații, în ambele zone, și se răcorește la fel pe timp de noapte, undeva în jur de 14 grade. Șanse de precipitații astăzi și în zona montană, la fel reduse, dar șansele, ca și timp, undeva dinspre amiază, merg undeva spre seară, între 12, poate și 20, sunt acele șanse de 30% de precipitații. Nu sunt foarte mari șansele de precipitații, dar sunt. E o zi frumoasă și în zona montană, o zi cu soare, un soare care poate la un moment dat să aibă așa, să se întâlnească cu ploaia și să zâmbească amândoi frumos județului Suceava. Există șansa asta. Se mai răcorește, spuneam, pe weekend există șanse ca temperaturile să scadă sâmbătă și duminică, să fie rece și rece bine. În zonele montane s-ar putea ca temperaturile diurne să ajungă în cele montane și submontane undeva în jur de 13 grade. 13-14 grade vorbim de sâmbătă și de duminică. La fel, șansele de precipitații sunt crescute pe weekend. În zonele de șes și deal, temperaturile undeva în jur de 18 grade ziua. Dar va fi vorba doar de două zile, două, poate trei zile, dar două zile, sâmbătă și duminică, pentru că în rest temperaturile sunt undeva în jur de normale, să spunem așa, între 25 și 27 de grade. Asta este vremea. Frumoasă sau nu, asta e vremea. Vremurile, în schimb, arată cu totul altfel. Bună dimineața, domnule Botezat. Bună dimineața. Arată altfel vremurile, nu? Mult altfel. Spre exemplu, uite, avem la... Ca să începem așa cu veștile bune care vin de la Republica Federativă sau Federală Moldova, RFG Moldovenească, nu? De acolo știm foarte clar că, cel puțin acum, că, mă rog, ci că mai e o șansă, Andrei Năstase nu a fost validat, sau alegerile din Chișinău nu au fost validate de o instanță care a spus că nu știu ce s-a întâmplat sau nu știu ce, decât de ce. Adică se poate și așa. Influența
putinească și a făcut simțită prezența la Chișinău. Mai degrabă influența plahotnicească da. Decât putinească. Da. Dar e de aceeași, adică tot de factură, să spunem, putinească, încolubate către KGB, către influență, către putere, sau știu, către ce... Părerea mea este că, din ce cunosc eu acolo, 99,9% din polițienii din Republica Moldova, oricum, sunt într-o influență directă sau indirectă rusească. Așa, practic, este o bătaie între frați, nu neapărat... O bătaie frățească, așa. Hai exact, să ne batem exact. Un picuț ca să fie bine, să nu fie rău. Cert e că acolo, mă spuneam, instanța a stabilit că nu validează alegerile. Există calea apelului, numai cred că nu se mă întâmplă nimic. Acolo, Curtea de Apel din Chișinău s-a luat la concurs cu Curtea Constituțională din România, care dă cele mai aberante decizii. Deocamdată este egalitate, este un X, putem pune... 0-0, ca să spunem așa, da, cum spune, exact, în un 0-0. Da, da. Urmează strașnica lovitură de pedeapsă sau palitură de osândă, să vedem cum o să iasă, dacă o să iasă ceva acolo. Cert e că mai au și șansa apelului, dar nu cred că se va întâmpla ceva. Probabil că strategia spune că trebuie să se întâmple altceva acolo, urmează alegerile generale, mi se pare, nu? Vedeți, asta înseamnă diferența între o justiție liberă, cum încă mai este în România, încă, și o justiție aservită. Pentru că, vedeți, dacă am luat de bun discursul de la A3 cu abuzurile procurorilor, noi am văzut că totuși în instanță sau în instanțele de apel, foarte multe decizii, să zicem, ale procuraturii au fost infirmate în România, ceea ce demonstrează că în România încă avem o justiție liberă. Adică noi am avut și condamnări, am avut și achitări, adică până la urmă a existat un echilibru din punctul ăsta. Statul de drept, în prisma asta, a funcționat. Da, la nivelul puterii judecătorești. Adică dacă s-a făcut un abuz, la nivelul puterii judecătorești, acel abuz a putut fi corectat. Cum este și firesc. Cum este și firesc. Dar noi ne vom aștepta la dibacea măsura PSD-ului care urmează, cu pensionarea aproximativ 2000 de judecători dintr-un total de 7000 și înlocuirea lor cu jurist consult. Și atunci va fi plânsete și lacrimi și etc. pentru că s-ar putea să, de data aceea să pierzi cu dreptate amândatorită incompetenței, nu neapărat sau cum să vă spun eu, că cineva este rău intenționat. Poate fi și acest lucru, dar știți unde nu este cunoaștere de carte, nu? Iar vedem că PSD-ul a umplut toate instituțiile statului cu o lipsă de carte strigătoare la cer. Probabil că ăsta este următorul pas care practic va atomiza statul român. Adică noi mai avem foarte puțin până din stat ne transformăm în peșteră de tâlhari. Adică nu mai este foarte mult. Pentru că, vedeți, practic PSD-ul legiferează pro-infracțiuni sau pro-infractori dintr-o solidaritate de breaslă, nu? Clar. Clar, pentru că ăștia sunt băieții, ei vorbesc doar de ce interesează pe ei și nu interesează pe ceilalți. În alta curte de casație justiție vorbim de cel mai înalt for atunci când vorbim de adresabilitate și de dreptate în ce privește justiția. În alta curte de casație justiție a decis marți, adică ieri, să sesizeze Curtea Constituțională a României în legătură cu proiectul de modificare a codului de procedură penală adoptat luni de Camera Deputaților. Declarația aparține surselor judiciare. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Secțiilor Unite de la Instanța Supremă. Tot marți, parchetul general și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu modul în care a fost adoptate o serie de modificări ale codului penal și a codului de procedură penală, fără a fi luate în considerare observațiile și propunerile formulate de către CSM și asociațiile profesionale ale magistraților. Adică, ca să traducem, în alta curte vrea să-l părească pe dracul lui Maixa. Și atunci, adică la Curtea Constituțională, noi am văzut cam ce aberație și care este sursa de inspirație a Curții Constituționale prin recenta Autostrada 3. Nu, prin recenta vizită a lui Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, în Rusia. În Rusia. Și acolo vedem de unde se ia lumina în deciziu judecătoresc, atât în cazul Curții Constituționale, cât și cum am văzut cazul de la Chișinău, în cazul anulării alegerilor. Adică de Paști luăm lumină de la Ierusalim, nu? Și de, când e vorba de justiție, de la Putin. Exact. De la Putin. Da, e foarte tare asta, e foarte tare și foarte adevărat în aceeași măsură. Bă, de reacție chiar și a Comisiei Europene, urmărim îndeaproape codurile penale de România. Ceea ce nu înțeleg băieții ăștia și chiar nu înțeleg deloc, și-a explicat foarte bine, faptul că atunci când vorbim de dosare, parchetul are misiunea, parchetul DNA și așa mai departe, parchetele au misiunea de a
sesiza sau răspunde sesizărilor, se autosesiza în sau ei propună, dar judecătorul decide. Da. Nu, se întâmplă și, adică se întâmplă când ei sunt în, sunt judecători în asentiment cu procurorii și atunci dau sentințe și băieții trebuie să meargă la pușcărie și avem cazuri deja celebre ale unor băieți care sunt la pușcărie pentru că au comis-o și au băgat mâna în banul public. La fel cum sunt și dosare în care procurorii n-au reușit să demonstreze judecătorilor și așa că au avut dreptate sau că au făcut, au instrumentat bine cazul. Sunt și, dar așa? Abuzuri în servicii sau dacă a fost, nu? Cazul procurorilor să răspundă penal sau civil după am caz. Am citit un lucru foarte interesant pe care spunea un procuror și a spus următoarea mișcare pe care trebuie să o fac după adoptarea acestui cod de procedură penală este să renunț sau să închid, nu știu cum se numește, termenul foarte tehnic, așa să spunem, 1500 de dosare pentru că n-am cu ce să le instrumentez mai departe, n-am cu ce să le duc mai departe pentru că mi-au luat toate, mi-au luat mâinile, da, practic. Și aici PSD-ul a făcut o șmecherie foarte tare. Prin legislație a scos o categorie de probe, le-a dezincriminat și atunci anumite infracțiuni care erau în cursul urmăririi penale din lipsă de subiect, se închid, da? După care tot ei ies mediatic și spun, vedeți, oamenii aceștia au fost nevinovați, au fost urmăriți abuziv. Dar, de fapt, ei au scos sau n-ai cum să-i mai, substanță. N-ai cum să-i mai cercetezi. Au dispărut exact, poveștile cu probele audio, probele video și așa mai departe. Adică au dispărut. Iar ei, la grămadă, salvându-se pe sine politicienii, salvează tâlhari, violatori, bandiți, criminali. Asta e mare problemă. Aici e problema. Aici e mare problemă, bine, corect. Iar, cum spuneam, au făcut lucrul ăsta din solidaritate de breaslă. Da, clar. Păi dacă tot ieșim, e să ieșim toată lumea, să fim afară. Chiar la un moment dat un articol din Codul Penal făcea referire expresă, doar nu că nu i-au pus denumirea articolului, articolul Dragnea, expresă în ceea ce privește judecătorul care semnează și care trebuie să semneze, care a participat la ședință, no, și așa, adică mai departe. Adică la votarea acelui articol trebuiau să cheme și pe Adrian Copilul Minune ca să facă dedicație lui Dragnea, da, nu? Da, da, să spună din partea mea, pentru sau nu, din partea noastră. Adică pentru... când mergeau, știți, pe la tribună defilau deputații PSD să introducă bila în urnă, trebuia să fie și Adrian Copilul Minune să facă dedicații din partea deputatului cutare, fără număr pentru domnul Dragnea și așa mai departe. Dacă toate să ne circărim în lume, să ne circărim până la capăt, nu? Și dacă e tot să ne circărim și dacă e tot să discutăm despre ce s-a întâmplat acolo, au fost, bineînțeles, și deputați din județul Suceava care au fost aproape alături și care au ridicat mâna sau, mă rog, au votat cu cartela. Au consolidat regimul Dragnea în România. Da, da, și care cred eu că ar trebui la un moment dat nu să le explice alegătorilor, cu toate că nu văd cum ar putea reuși să o facă, pentru că e complicat de explicat și probabil că ar trebui să spun mai mult. Și la o parte din alegători e complicat de înțeles și vedeți, și... o simbioză perfectă. Da, e o simbioză perfectă. De-aia România pedalează fără lanț la bicicletă și progresul în România e zero. E zero, într-adevăr. Dar interesant este că tot justiția încă independentă a anulat în justiție un abuz a Jandarmeriei București care tocmai amendase acum vreo lună un surdomut pentru scandări împotriva PSD-ului. Da. Iar aici e demn de remarcat că s-a produs un fapt interesant în care Jandarmeria București a reușit să ajungă la același nivel de inteligență cu Carmen Dan, ministrul de interne, care știți că în Sivis a trecut ca a îndeplinit funcția de subprefect, știți? Și atunci subordonații de la Jandarmeria București au ajuns pe același nivel intelectual în care au reușit să se facă de râs pe plan mondial cu amendarea unui surdomut pentru scandări anti-PSD. Iar ceea ce este interesant este că PSD-ul în modificarea legislației penale spun că chiar dacă și politicieni au fost abuzați și hărțuiți de DNA, dar în special oamenii simple au scăpat de acest pericol, adică într-adevăr DNA-ul foarte către mulți oameni simpli, da. Adică vânau oameni simpli zi de zi pe stradă. Dar PSD-ul se face că nu vede abuzurile îngrozitoare pe care Jandarmeria București le face zi de zi, iar justiția anulează într-o veselie amenzile abuzive date în București. Ori asta demonstrează că Jandarmeria București a devenit instrument politic care încalcă o prevedere foarte clară a Constituției, că libertatea de exprimare și de manifestare este liberă și garantată de Constituție.
Numai că Jandarmeria București merge pe principiu mușche minte nu are, nu? Și ce Constituție trece la dubă, nu? Și cine e libertate de... E constituțional să poți protesta cu singura precizare că trebuie să fii membru PSD sau ALDE și atunci lucrurile sunt în regulă. Dacă nu ești, ai o problemă și dacă ești chiar surdomut și nu poți să scandezi, cu siguranță inventează ei modalitatea de a scanda. Dacă ai coeficientul de inteligență a ministrei Carmen Dan, poți protesta. Dacă e puțin peste acel coeficient, nu mai poți protesta. Ai o problemă, ai o problemă și ai o problemă foarte mare. Riști mai mult de, dacă ești mai inteligent decât doamna ministru de la interne, doamna Dânvidele, riști să nu urci în carieră, adică cariera ta să fie compromisă din prima, pentru că ți-ai permis un lux, luxul de a fi mai deștept decât domnia sa. Iar ceea ce este tragic, o instituție absolut necesară, precum este Jandarmeria Română, actualul comandant, colonelul Cucoș, care bănuiesc că în curând va fi gratulat cu funcția de general, sigur că da, stele, sigur că pentru da. Merite deosebite în amendarea protestatarilor. Deci, cum spuneam, colonelul Cucoș a distrus într-un asemenea hal imaginea jandarmeriei, încât să pornim la premiza că după domnul Cucoș vor veni comandanți absolut onorabili și competenți, le va trebui ani de zile să spele imaginea terfelita jandarmeriei, care s-a făcut de râs în ultima perioadă la greu. Și persistă și acum imaginea și va persista foarte mult timp imaginea acelui jandarm care bătea cu pumnii aiurea, asta și pe care comandantul Cucoș l-a lăudat și a spus că acel jandarm Răducu, pe numele său, așa, a procedat foarte bine și de altfel, Răducu era șeful unui subunități de elita jandarmeriei și atunci, dacă asta este elita jandarmeriei, așa elita, așa comandant, așa ministru, adică totul începe să capete o logică și un sens. Da. Și dacă vorbim de DNA și de oamenii simpli, să facem precizare doar că DNA o să ocupe de dosarele mari de corupție și de nimic altceva, acolo unde oamenii simpli n-ajung, pentru că omul simplu n-are... Este discriminat de DNA. Este discriminat până la urmă, nu că n-ar vrea, că uite, un om simplu, spre exemplu, discutam cu o cunoștință de-a noastră comună, care spunea la un moment dat, băi, dacă așa se dă pentru câteva milioane de euro, și care din zona, să spunem, din zona puterii, așa, se procedează în felul ăsta, adică pentru câteva milioane de euro furate faci 2 ani de pușcărie, mai că m-aș înscrie și eu pe listă. Și ești și savant din pușcărie, ești cu și savant. Lucrări științifice. Sigur că scrise, da. Sigur, poți să mergi după aia să-ți dai un doctorat ceva, pentru că ai și câteva lucrări scrise. Acasă nu poți face lucrări științifice, țipă copiii, sună telefoanele, mai apare o bere, mai apare un grătar. Așa, acolo te poți dedica în exclusivitate studiului și ești savant. Da, da, din păcate ăștia sunt. Cum în perioada comunismului au existat martirii închisorilor, da, în anii 50-60, acum PSD-ul a inventat savanții închisorilor, adică în istoria românilor peste 500-1000 de ani se va scrie că această perioadă de guvernare PSD a fost foarte prolifică din punct de vedere a științelor și artelor, adică a scos generații cu care ne putem mândri pe plan mondial. Și pentru ca să fim cu totul și cu totul cinstiți, spunem doar că în România nu se întâmplă în continuare nimic, pentru că bineînțeles, probabil că nu ne afectează povestea asta cu ce se întâmplă în justiție. Probabil că pe cetățeanul de rând nu-l afectează așa ceva. Cetățeanul de autostradă, cetățeanul de Sebastian Ghiță și așa mai departe, ne afectează de așa ceva și probabil că ieșitul în stradă și protestatul nu va aduce nimic nou. Mai ales că vorbim de o lege care a fost dată și care poate fi modificată printr-o altă lege. Și băieții nu o să o facă, pentru că atât timp cât este Dragnea mare și tare și e șef și spune tot ce trebuie făcut la partid, nu se va întâmpla nimic în țărișoara asta. Un Dragnea care, să nu uităm, arătat așa cu degetul către magistrați. Hai, hai! Aveți grijă ce faceți. Bine, vedeți, aici și DNA-ul și magistrații au și ei o vină. Pentru că, în mod normal, genul ăsta de specimen, cum este Liviu Dragnea, trebuia să fie de mult pus... adică să se păstreze la într-un lucru răcoros. La rece, da. Exact, da. Să se păstreze la rece. Dacă acum foarte mulți români fug de caniculă, practic... Liviu Dragnea fuge de răcoare. Da, cam așa invers. Ceva. Deci da. Exact invers. Da, până la urmă e Liviu Dragnea și e de înțeles. Iar în istoria științei, practic, Darius Vulcov va rămâne pe același plan cu Dimitrie Cantemir, de exemplu, nu? Da, ca și la justiție. Spirit enciclopedic, da. Da, și unul care a făcut harcea-parcea din tot ce înseamnă economia României, evident, cu binecuvântarea
înalt și întâi stătătorului Liviu Dragnea, că despre asta vorbim. Un Darius Vâlcov care este, să nu uităm, e foarte important, un Darius Vâlcov care este consilierul pe probleme economice al doamnei Veorica. Și ăsta e un titlu ascuns, pentru că el este, de fapt, omul mentor, care conduce, guru, da. Iar, iarăși este interesant că politica legislativă și politica de justiție în România este condusă de doi corifei, două minți absolut luminate, Florin Iordache și Eugen Nicolicea, nu? Să spunem, ca să fim și ca să nu uităm de a treia minte, care este evident acolo prezentă, Tudorel Toader. Și să nu uităm nici pe Șerban Nicolae, da? Da, deci sunt niște nume care trebuie să amintite și să nu uităm nici pe ai noștri suceveni, cei care au fost acolo când s-a votat acest modificările astea la codul de procedură penală, pe numele lor decât de Ștefan Alexandru Păișanu, doamna Maricela Cobuz, domnul Eugen Bejenariu și să nu-l uităm pe domnul Rădulescu de la Folteșeni. Deci, cam ăștia sunt cei care au votat poveștile astea. Care și au apărat cu pieptul deschis oamenii simpli de acțiunile abuzive ale DNA-ului. Adică, practic, cu ajutorul acestor oameni, acestor parlamentari, acestor oameni de bine, practic, oamenii simpli nu mai sunt alergați și hăituiți prin județ de DNA. Asta, într-adevăr, este o realizare fenomenală. Nu că până acum, da, pe unde mergeai, vedeai numai oamenii fugăriți. Alergând, pensionari și cu procurori pe DNA după ei. Da, știi, exact, că în bancul ăla, știi, că zice, băi, a intrat DNA-ul în pădure și fugea, spre exemplu, ursul. Băi, da, zice, dar de ce fugi, bă? Ce vorbești, bă? Uite, blană, chestii, fug, cum să nu fugă, fuge DNA-ul după mine. Se întâlnește și cu vulpea, face, bă, fugi și tu, ce vorbești, bă? Cu struțul care era pe picior mare, el, da, taixul pe picior toată, mare, ăla, toată lumea. Melcu fugea și el, păi ce, bă, dar de ce furi? Păi cum, de ce, bă, eu casă, ăla casă, ăla casă, ăla mai departe, numai maimuța, să te-a liniștită. Bă, zice, dar tu nu fugi, tăticu, eu sunt pompoul gol, știi, adică eu n-am de ce fugi, știi? Eu n-am. Cam așa e și aici, știi, adică poveste inventată, DNA-ul, în condițiile în care, repet, DNA-ul se ocupă doar de dosarele de mare corupție din zona publică, din ce se fură din zona publică. Pentru că pentru celelalte furtișaguri, potlogărice, este așa parchetul, este parchetul, este DICOT-ul, dacă vorbim de el, este cu totul altceva. DNA-ul n-are treabă, are treabă doar cu băieții ăștia de la Livache, în jos băieții ăștia demnitari, care ne reprezintă și care sunt aplamentarele băgate nu până aici. Ei cu totul noată în corupție, știi? Și în bănuți. Asta cu omul simplu care este absolut îngrijit de acțiunile DNA-ului e cam bancul ăla, când un puric cu un elefant trecea un pod și puricile spunea elefantului, mamă, ce mai tropăim. Așa și e, știți? Adică el este vânat, telespectatorul simplu, Antena 3 este îngrozit, este ascultat de servicii, adică vă dați seama că sunt milioane de interceptări despre lista de cumpărături din piață, despre facturi, despre... Da, și mai e o poveste, acum toată lumea, toți privitorii la autostrada 3 și așa, sunt toți lumea înlăcrimată și se face o chetă națională pentru că și-a permis instanța să-i dea dreptate lui Chioveși și să-i pune pe băieți gen... pastorul de acolo, da, Gâdea, da, Del Badea și așa mai departe, care sunt pe acolo, dar i-a pus în solidar și cred că și ăla din pădure, mormorul din pădure. Apropo de Mircea Badea, ați auzit ce dezvăluire a făcut Oreste Teodorescu? Da, că tatăl numitului Mircea Badea a fost atașat un militar la Moscova a României Socialiste, ceea ce e foarte interesant. Și spuneam, ăștia au de plătită solidar câte un miliard fiecare de asta nou. Și atunci de ce să bage bani în împrumuturile de la Dan Voiculescu? Mai bine să folosesc de naivitatea publică, ca să nu că spunem poate strâng un leu, dați un leu pentru băieții ăștia, pentru că sunt așa. Da. Și probabil, da, un leu pentru PSD-ul, da. Ăștia suntem. Ne place sau nu ne place, am votat, avem și reprezentanți care au votat aceste legi. E curios de văzut ce se va întâmpla astăzi, pentru că am văzut un apel public, dar ceea ce e de remarcat, apropo de zone și de România și de cum arată România și de ce... Cât de omogenă mai este România pe de o parte și cum funcționează sau, mă rog, care sunt zonele, dacă vorbim de zonele libere sau zonele în dezvoltare sau zonele într-o continuă emulație, așa. Clujul aseară, acolo a ieșit peste 5.000 de oameni
au ieșit fără să cheme partidul, fără să cheme niciun partid, au ieșit 5.000 de oameni în stradă și au scandat, au strigat împotriva abuzurilor din justiție, aseară la Cluj. Eu nu îmi doresc să am gura aurită ca la Taraf TV, dar părerea mea că în momentul în care în Ardeal se vor termina autostrăzile, nu știu, nu vor circula doar oamenii și mașinile către vest. Asta e părerea mea sau frica mea sau cum pot spune. Dar să sperăm că n-am eu gura aurită ca la Taraf TV. Da, fără număr, fără număr, fără număr. Luăm și noi un pic de publicitate, ne mai răcorim un picuț, venim după publicitate și vă explicăm cum stau lucrurile de fapt cu adevărat în România și să vedeți ce se întâmplă sau dacă se mai întâmplă ceva. În afară de justiție, nimic. La Câmpul Lung Moldovenesc, în continuare e cu sabia deasupra capului pentru că au deja conturile poprite. Trei popriri acolo celor de la ANAF pentru a lua bănuții pentru un proiect care a nenorocit 61 de localități din județul Suceava și în care, datorită căruia sau motivat de el, nu s-a întâmplat nimic în județul Suceava, numai că localitățile, UAT-urile, cele 61, plătesc rate și plătesc dobânzi. Un proiect marca PSD, marca Gavril Mârza. Utilități și mediu. Povestind de el, după publicitate, revenim.